Bine v-am găsit, dragi prieteni! Pentru a ne refugia din nou în anotimpul amintirilor, am fixat un randevu de această dată cu regizorul Andrei Buruiană. Pornind de la faptul că a zis că în emisiunea noastră e amintire, e dorul, dar dorul fără dragoste nu poate fi. Și vreau să spun că de fiecare dată și mai ales acum ultima vreme am o senzație de un gust amestecat al dulcelui și amarului. E de un amestec de o nostalgie și regret. Nu vreau să zic nostalgie după vremurile, deci un regim care va... Nu chestia asta. Eu sunt departe de lucrurile astea. E vorba de o nostalgie că am făcut ceva, de aceea că n-am trăit o viață degeaba, după părerea mea, și un regret că am vrut încă mult să fac. În palmaresul său sunt înscrise filme documentare și muzicale. Dacă să zicem filme muzicale, păi probabil undeva vreo 12 am făcut, dar în afară de asta nu exista un film în care să nu fie într-o careva măsură, mai mare sau mai mică, să fie o lucrare muzicală. Aici, în fondul cinema al televiziunii, se păstrează filme artistice, muzicale și documentare realizate până în 1991 la diverse studiouri din țară și de peste hotare. Tot aici am selectat unele din filmele muzicale realizate de regizorul Andrei Buruiană, care sunt Cântare dragostei, protagonistă Maria Bieșu. Contemporanul. Joc, ansamblul academic de dansuri populare. Nicolae Sulac. Mi-a venit un dor de mamă. Filmul Cântecele noastre. Ca un copil ce doarme cu floarea caldă albă a laptelui pe gură. Ca să faci o lucrare care să-i zicem că este artă, dar eu tind spre asta și tindeam, trebuie să ai la bază un gând, o idee care să fie trecută printr-un simț. Apoi asta să fie materializate, zicem, într-un scenariu și într-un film. Visul a devenit realitate. N-aș putea spun care a fost filmul, dar zicem care e mai important. Mai important. Este filmul la care eu am visat. Am visat de mult, de când am cunoscut-o pentru prima dată pe Maria Bieșu. Era încă în anul 3 la studii la conservator. Și cânta în Fluieraș. I se permitea, observați, i se permitea să cânte doar două cântice. Și de atunci ea vroia să iasă pe ecran, dar mă rog, conjunctura, o strângeau. Și eu mi-am pus gândul, eu am să te filmez, Maria, eu am să fac un film despre tine. Și uite, s-a întâmplat că în anul 79 am făcut un film 6 acte. Ideea mi-a sugerat un prieten, Ițcov, care se numără printre autori de scenariu, care în fond eu l-am invitat pe dânsul, mai mult ca să facă textul. Că el a venit și textul, deși e nominalizat ca autor de scenariu, dar el a făcut textul când deja filmul a fost montat. Ideea asta a fost destul de așa neașteptat. Mă duc la Maria, zic că Maria, uite, trebuie să fac un film despre tine. A venit vremea, zic că Andrei, cu plăcere, dar nu pot, n-am timp. Ea vrea zică scoate, vrea zică
cărțulea ei, să vedem ce avem noi. Zic, dar nu, uite, atunci plec încolo, atunci încolo. Zic, dragă, eu știu că pleci, eu știu că ești foarte ocupată, dar o să găsim timp. Și am cules, n-o să credeți. Ea a fost ocupată la mine plecând și în Lvov, și în Armenia, și în Riga. Ei, nu mai zic Moscova, că a avut loc acolo un concurs la care i-a participat. A fost, dar și în Japonia, da? Este exclus. A fost ocupat, dar 9 zile. Eu am filmat 9 zile. Inclusiv și în primarea unor arii cu ea în Moscova. Neobișnuit a fost începutul acestui film. Orice invenție e foarte simplu. În asta și constă faptul. Am filmat în direct. Păi zice, băi, bine, dar cum ai filmat în direct? Păi acolo se deschid trei uși, pe trei uși apar. Și concomitent în aceeași timp apar, se închină, pornesc. Sincronizat. Cum a făcut? În holul salului cu orgă sunt trei uși. Și împreună cu operatorul Nicolae Fomin, care a filmat, zic, păi Nicolae, uite, hai eu să filmăm aici trei ieșiri. Facem. Și el zice, facem. Cum am făcut? Am acoperit obiectivul, am obiectiv cu o peliculă neagră care era tăiată în trei bucăți. Ridicam o bucată, filmam. Îndărăți de cea peliculă, filmam alta, filmam a treia. Toate astea erau printr-o imprimare a fonogramei, comandii mele, ziceam 1, 2, 3, ușa. În momentul ăsta, cu niște ații, se deschidea ușa. Maria pornea, vreau zic, îi număram 1, 2, 3, 4, 5, 6, închinare, vreau zic. Sau uite la dreapta, sau uite la stânga, independență cum era. Și uite, sincronizarea asta a dat ce a dat. Numai Turandot e filmat în scenă, fiindcă era doar cazul că a fost în premieră. Restul tot e filmat la natură. Aleco, cu Bașcatov, Rozin Firi, filmat aici, lângă Nisporeni. Ooh!
Maria Bieșu zice că, care ea totdeauna vrea, zice că, Andrei, n-am să găsesc timp, vai, cum am să fac un altă. Și când am filmam, vreau zic, Zemfira, vreau zic, Aleco cu Dumnezeu, el zice că, vai, Andrei, ce să mulțumesc ție că în sfârșit umpl și eu cu picioarele goale prin băduri. Filmat în Lvov, două secvențe, e vorba din opera Tosca, Lorea Tosca cu Munteanu, și cu Mazuroc din Trubadur. O chestie foarte curioasă. Am trimis special o persoană, adică să facă legătură cu Mazuroc în teatru din Moscova, fiindcă dumnealui timpul era solistul operei, teatrului mare, și am obținut ca el să vină în Lvov. La aeroport m-am dus să-l întâlnesc eu singur. Eu știam că el e de acolo născut și maica trăiește. Când îl întâlnesc pe dânsul, el prima întrebare ce mi-a pus când a coborât din avion, chiar la cu mașina a venit la scară, cum se zice, și că, dar eu unde am să cânt? În interior sau afară? Că dacă eu cânt afară, vă spun că poi mâine eu pe scena Teatrului Mare și eu n-am să risc, eu nu o să cânt. Nu o să mă filmez, îmi zice el. Dar era toamna și era cam un piculeț, noaptea filmam și un piculeț așa cam răcoare. Eu zic, știți ce, nu o să plecați. Dar de ce mă tălești așa de sigur, zice? Zic, nu o să plecați fiindcă o să o vizitați pe maica cel puțin. Am să o vizitez pe ea și apoi să plec. Zic, nu o să plecați, fiindcă azi e ziua mea. Era 24 septembrie. Și nu o să-mi faceți așa un cadou rău. Ma vrai, ma preda e zanime spolio, ca lui vi vrea. Con te, te giuffino, che te ti ame, signore, ma qua. Japonia. S-a spus, unul să plece, sau eu, sau operator. Deci puteam să plec și eu să-mi asum că nu am filmat nu odată și mânuiesc că era de cinema, dar nu puteam să-mi asum totuși e o tehnică, o responsabilitate, că mai mult nu pleacă nimeni. Și fără doar și poate, am făcut totul ca să plece cameramanul Nicolae Fomin și el a dus cadrele astea. Право, не могу подыскать нужное слово. Вроде завидую, но не Марии, нет. Разве можно завидовать таланту? Здесь он есть, и все тут, здесь уж ничего не сделаешь. Я просто за нее рад и счастлив. А, вот. Ну, больше рад и счастлив за ее зрителей, слушателей
ее чарующего голоса. Apropo, eu am făcut sonorizarea, am făcut, e vorba de imprimarea textului, care a fost scris special pentru Smoktunovski, Inocenti, el a citit textul, cu mici schimbări pentru dânsul, el le-a făcut acolo, le-a corectat. Есть в деле, которому мы служим, особое мгновение размышлений, порой даже горечи одиночества, но без них не звучала бы ее тема. Ее мелодия, мелодия раздумья о том, что свершилось и что не сбылось. Contemporanul vine, mă leagă, nu ca amintire, mă leagă o prietenie foarte, foarte mare cu Liduța Botezatu, cu Mihai Dolgan, de mulți, de mulți, de mulți ani. Zicem din tinereți, că abia au început ei și am devenit prieteni și ne-am cunoscut și ne cunoaștem. Și cu mare, mare plăcere că am lucrat asupra filmul ăsta. Vedeți, la noi era așa, era o limită. În cinematografie, că faci film, că nu era atât de mult peliculă în culori și să faci. Mie s-a indicat să facem filmul în alb-negru. Păi eu zic, măi, cum să faci alb-negru despre așa o formație? Zic că altfel nu-l faci deloc. Și vedeți, am găsit împreună, iarăși cu același Nicolae Fomin, am căutat cum să găsim coloristica în grafica imaginii. Observați iarăși filmările astea pe fond alb sau pe negru, lucrurile astea sunt folosite, adică, zicem, obiectele astea care sunt puse, asta e filmat, nu în scenă, e filmat, e și în scenă este ceva, dar majoritatea e filmat pe platou televiziunii. Și am folosit anume, știți, fiind niște scaune colorate, lucrurile astea, care anume să dea o grafică, fiindcă nu neapărat să fie roșu, să fie galben, să fie acolo albastru. E vorba, coloristica o găsești și în grafică. E vorba să trezească acest sentiment care ți-l pui ca scop. Dar până ca scop, îl faci pe spectator cu autorul tău. Picloare, clipele, 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 multe flori aduse scuturare. Ne-au crescut aripele, ne-au crescut aripele și ne-am rădăcit în lumea mare. Se trezeau câmpire, cântau ciocârlire și era ca astăzi primăvară. Hai, cu mine, dorule, hai cu mine, hai. Iată, lungă fetele, cinematografie, regizorul e principalul. Nu un redactor, nu un scenarist. Poți fi scenariu și eu să mă dezic complet de scenariu și apoi și fac, mă rog,
Dacă mi se încredințează mie, fac eu. Asta e regia. Regizorul Andrei Buruiană a realizat unicul film stereo în Moldova. Aici s-a folosit pelicula specială, dublă. E unicul film, are multe, multe muzică, dar... Pentru vizionarea acestor filme stereo se foloseau ochelari speciali sau un asemenea dispozitiv. Prioritatea acestui video este imaginea. Aveți profunzimea, fiindcă le vedeți în volum, vedeți în spațiu. Să ne întoarcem la filmele propuse. O istorie aparte are filmul muzical despre Nicolae Sulac. Nicolae Sulac tot e un om care de mult îl știu. Știam, îl cunoșteam mult, mult timp. Apropo, pornit chiar de fapt, suntem dintr-un an, dintr-o lună născuți. Așa e. Regret foarte mult că a plecat dintre noi. Foarte, foarte mult regret. Nu odată ne întâlneam cu el. Nu odată mă suna Andrei, mi-e urât, vină la mine să mai vorbim. E, așa era omul. Un om care e foarte, foarte interesant, curios a fost. Nu avea carte. Soarta lui a fost așa. El n-a prea fost umblat pe la școală, dar era un filozof de o adâncă profunzime, adâncă profunzime populară. Lucru care înfrumusețează neamul nostru. Un lucru care, exprompt, putea să iasă din el niște chestii grozave. Original este începutul filmului. Nicolae Vasilici, vrem să facem un film despre dumneavoastră. Da, îmi pare bine. Dar cam târziu ați venit la mine. După ce ați filmat despre vaci, despre oi, despre boi, acum ați venit la mine. Cam târziu. Ajutați-ne, vă rog, de data asta. Am să încerc, dar... Totuși e tristă povestea. Eu întotdeauna când fac un interviu cu cineva sau discut, eu aleg locul. Și nu a fost întâmplător ales în barcă. Da. Nu vreau să spun că e o persoană care a plutit pe apă, Sulac. Dar e o persoană care a confruntat valurile. Dar uite, l-am adus la liniștea asta. Eu știind ce despre ce o să vă rog, el știind ce pot să iasă din el. Și zic, băi, evident, e special dacă simți acolo Nicolae Vasilievici, el spune Andrei Andreevici, ăsta folosind, zicem, imperativul vremii. Dragă Nicolae, mie și lumii mi-a plăcut cânticul cel nou. Care aveți în vedere asta? Și când compui? Știți, când, cum să spun, când îmi vine în gând, în inimă, uneori poți să te gândești 10 de ani și nimic să nu iasă, sau iese o creație nereușită, dar uneori câteva minute și poate să întâmple să iasă așa un cântec de neuitat. Colindat, mai dorule, mai oameni că la noi în sat, mai dorule, mai nicăieri n-am aflat, mai dorule, mai și cu atâta cărnicii, mai dorule, mai nici n-a fost, nici n-o să fii, mai dorule, mai Moldovanu, cât trăiești, mai dorule, mai cântă și se veselește, mai dorule. Ideea asta, vreau zic că e autorul, primul, vreau zic că a fost Valeriu Jereghe. Și uite, la un moment dat, mă cheamă Dumitru Olărescu și zice că Andrei, uite, avem un scenariu și că afară de tine n-ar putea să-l realizeze nimeni. Cu Nicolae Sulac, știind că eu nu suntem prieteni, ești un altă, n-ar putea să-l realizeze, implică-te, include-te, schimbă scenariul cum dorești și lucrează. Și uite, în felul ăsta, am din coautor. Regizorul filmului televizat Luceafărul, Emil Loteanu. Un artist adevărat plătește foarte scump dreptul de a crea. Și acest preț suprem este viața. Și după ce ai dăruit oamenilor tot ce ai în tine, pasiunea, sufletul, nervii, nu mai știi cine ești, nu-ți mai aparție ție însuți. Iar omul
care a reușit să aparțină astăzi tuturor, este din fericire Nicolae Sulac. El avea, știți, o bicicletă de asta care în casă. Și l-am intervievat vorbind referitor la unele momente, unele ciocniri care le aveau cu ministrii culturii. Și la care i-a spus, domnule ministru, Măsale, ești azi ministru, mâine va fi altul, dar Sulac va rămâne totdeauna. Așa și este. Asta este, a rămas, dar uite, secvența asta, discuția asta, a fost aruncată din film. Spre sfârșit este un caz când el se uită la un robot care se mișcă pe masă. Omul e un robot, dar el nu vrea să fie robotul ăla. Vântul ce șare la verde glas de munte, le 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 pe dealuri mărunte, le 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 iată din la mare. Nicolae Vasilici, sunt păcat inimioară. Ei, Andrei Andreici, dacă s-ar împăca Sulac cu Sulac, ar fi bine. Harul și profesionalismul adunat în acești numeroși ani de lucru la studioul Moldova Film, în calitate de regizor audio, ulterior regizor de film și la televiziune, astăzi, Andrei Buruiană oferă discipolilor săi de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Muzica are un loc aparte în film, deși nu de fiecare, de oricare regizor este concepută într-un anumit fel. Muzica și filmul au foarte mult comun. Arta nu e cugetul. Arta este adevărul și este acela ce este în noi. Uite, dacă noi atingem acela ce este în noi, inima și sufletul, obținem ceva.